Bun găsit! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre automatizări. Care este rolul acestora în circuitul electric al unei locuințe care are și un generator de curent pentru situații de lipsă de tensiune în rețeaua națională? În linii mari, evident, nu vom intra în foarte multe detalii pentru că nu este scopul ăsta. La sfârșitul acestei prezentări să avem o idee clară. Ne trebuie o automatizare sau nu ne trebuie o automatizare? Unele sunt destul de scumpe, fac o groază de măsurători, altele sunt destul de ieftine, nu fac așa multe măsurători, unele permit comunicarea de la distanță cu ajutorul calculatorului sau cu ajutorul telefonului și atunci permit ca de la distanță eu să controlez starea generatorului de pornit, oprit sau să verific diferiți parametri ai acestuia, cum ar fi tensiunea, puterea consumată în momentul respectiv sau o groază de alți parametri pe care interfața mi-i pune la dispoziție. În săptămânile trecute noi am făcut un film despre treaba asta, legat de una din variantele pe care noi le propunem, realizată cu comunicatorul de la SmartGen CMM366A. I-am să dau direct căutare și pagina ne întoarce câteva soluții. Avem o variantă, ia să le deschidem noi așa, în taburi separate ca să putem comuta de la una la alta mult mai simplu și să vorbim despre fiecare în parte. O groază, oferta este destul de bogată în funcție de puterea necesară în clădirea în care va funcționa această automatizare. Veți avea de optat între mai multe variante. Variante de 250 de amperi consum per clădire sau 125 sau 63, iar aici diferența o face contactorul din interiorul automatizării. În rest, ele sunt relativ identice. Mergem la următorul tip de automatizare. Următorul tip de automatizare e ceva mai simplă, nu mai are tipul ăla de contactori și dacă tot am ajuns aici, am zis că vă povestesc despre un lucru foarte interesant al acestui tip de panou care vine în dotarea automatizărilor Stagger, în cazul IA40400F24 și IA463F12 sau F24. Sau dincoace mai poate fi varianta IA40400F12, da? Cu sursă de 12V în interior. Acest tip de panou execută o funcție foarte utilă aici. Execută o funcție foarte utilă pentru generatoare, și anume poate fi programat să pornească generatorul indiferent de situația din rețea. Presupunând că în rețea nu avem probleme momentan, ea funcționează foarte bine, ceea ce înseamnă că generatorul va trebui să stea oprit pentru că nu are niciun motiv să funcționeze. Ce face acest tip de panou? Face o funcție de mentenanță, de întreținere a generatorului, nu doar a bateriei, cu ajutorul sursei de încărcare din interior, cu care îmi încarcă în permanență bateria de pe generator. Poate să îi dea comenzi generatorului să funcționeze, pur și simplu să pornească, să nu comute automatizarea consumatorului de pe rețea pe generator, ci să-l lase în pace pe generator să funcționeze bine, mersi, 10, 15, 20 de minute. Asta în mod regulat, adică poate să facă chestia asta o dată pe săptămână, poate să facă o dată pe lună, poate să facă o dată la 3 luni, o dată pe an și așa mai departe, în funcție de cum alege tehnicianul care programează panoul ăsta, cu scopul vădit de a întreține generatorul, și anume să se învârtă uleiul acolo, să se învârtă combustibilul acolo, să nu înțepenească pe conducte, mai ales în perioadele reci, în perioadele de iarnă, să zicem, când chiar dacă nu ai probleme cu sau locul în care este instalată generatorul și automatizarea asta nu suferă de întreruperi de energie foarte dese sau poate deloc, totuși e bine să îi dăm generatorului, dacă nu suntem acolo în permanență, ca să îi dăm manual un start generatorului, îi poate da acest lucru panoul ăsta
și îl lasă să funcționeze 10, 15, 20 de minute, după care îl oprește. Lucrul ăsta aduce beneficii în sensul în care se mai învârte lichidul ăla de răcire, se mai învârt toate curelele alea pe acolo, toți rulmenții aia, lagările, toate minunile alea mecanice din motor, din generator. Își face o întreținere, nu-i așa? Adică mai punem și bateria aia la muncă, pentru că dacă doar o încărcăm și nu-i dăm și șuturi de descărcare prin pornirea generatorului, atunci n-am făcut nimic dacă doar o încărcăm. Și pornirea asta poate fi realizată programând panoul, doar panoul ăsta, panoul de pe generator. Nu știe să facă astfel de lucruri, nu sunt dotate generatoarele cu astfel de lucruri. Nu toate. Sunt și panouri care permit funcționarea asta, cele de la generatoarele Stagger cu panouri Smart Gen din gama HGM4010N sau HGM4020N. Au și ele implementată funcția asta, panoul generatorului, și atunci, indiferent de ce tip de automatizare montez în fața generatorului, cu panoul ăla am posibilitatea să programez niște starturi de întreținere ale generatorului. Dar asta dacă cumva am pe generator un astfel de panou. Dacă am un panou mai mic, cum ar fi HGM1790, care se montează, spre exemplu, pe gama IDE 7000, acolo nu am posibilitatea să-l programez să facă întreținerea generatorului. Toate astea sigur că se adresează în cazurile în care generatorul funcționează într-o zonă în care nu mergem foarte des, adică în care nu e nimeni acolo care să-mi poată da eventual start-stop o dată, să zicem, pe săptămână, sau o dată la două săptămâni, sau o dată la o lună. Pornește generatorul, lasă o jumătate de oră să funcționeze în gol, da? Astfel încât el doar să se încălzească, să ajungă la încălzire, să-și facă o întreținere. Deci pentru treaba asta se folosesc aceste tipuri de panouri. Adică vreau să spun că acest tip de panou de pe automatizare are și această posibilitate să pornească generatorul, neținând cont de ce se întâmplă în rețea, să pornească generatorul fără să cupleze contactorul pe generator și să-l lase să funcționeze ca măsură de precauție, ca o întreținere. Bun, prieteni, până aici am terminat cu tipul ăsta de automatizări. Păi automatizare în cadrul rețelei electrice de la cabană, de la casa de vacanță, îmi asigură faptul că în cazul în care tensiunea din rețeaua națională este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de câteva secunde pe care eu pot să le setez, sau variază ca tensiune sub un anumit prag sau peste un anumit prag, această automatizare sau acest tip de automatizări pot lua decizia de a decupla consumatorii de la rețea. Îmi comandă pornirea generatorului de backup și după ce generatorul a pornit, comandă contactorul să-mi comute consumatorul pe generator. În tot acest timp se uită în continuare în rețea, la tensiunea din rețea, pentru a face măsurători și pentru a face observații dacă tensiunea din rețea și-a revenit. Dacă tensiunea din rețea și-a revenit și este stabilă un timp bine determinat de, să zicem, 10, 20, 30 de secunde, 3-4 minute, toate astea sunt reglabile în panourile digitale. Dacă tensiunea și-a revenit și este stabilă pentru, cum am spus, perioada pe care noi am determinat-o la alegere, comandă contactorii să mute consumatorul pe rețea înapoi de pe generator și să oprească, evident, generatorul tot după un anumit timp, pentru a-i lăsa generatorului o scurtă perioadă de cooldown, de răcorire, dacă vreți. Bun, prieteni, vom posta acest film pe adresa noastră de YouTube, la ProEnergheSA, așa că dacă aveți întrebări, nelămuriri,
sau vedeți o altă automatizare în cadrul ofertei ProEnerg de care vreți să discutăm mai în detaliu, evident, eventual să le și punem pe masă, să le prezentăm aici, deși eu am considerat că nu e necesar, având fotografiile de pe site, am considerat că nu mai e necesar să le și pun pe masă, să vorbim despre ele, dar dacă considerați că e utilă treaba asta și vreți să vorbim de anumite chestiuni specifice, de cum se programează panourile de pe automatizări sau care sunt pragurile și cum se reglează pragurile de tensiune și de timp de execuție din vreuna din automatizările din oferta ProEnerg, scrieți-mi în cadrul comentariilor de sub videoclip și în cel mai scurt timp voi răspunde la ele și vom lua o decizie în consecință. Până la o emisiune viitoare, Cornel Lazar am fost eu, de la ProEnerg, vă salut, toate bune!